Bună dimineața, astăzi 29 aprilie 2021, suntem la stupi. Aseară le-am făcut aici, am tăiat iarba, iarba e curat. Uitați, au perii aici lângă, au înflorit. Este în jur de ora 9, au început să iasă la zbor albinuțe, câte una. Sunt vreo 13 grade afară. Astăzi au anunțat 22 de grade. Am vedea ce vor culege. Pe unul am pus. Am pus pentru polen. Colectorul. Așteptăm să vină păducelul, salcâmul. Sunt cam întârziați și stupii și vremea e întârziată anul ăsta. Spatele lor am tăiat iarba. Acesta este ciumetare. Sunt foarte slabi anul ăsta, asta este. De la 4 la 8 rame. Pe salcâm se va face de 10. Vom vedea cât vom avea de cules. Am deschis capacul la ăsta, fac și un zgomot, o gălăgie. Câte una doar a ieșit, este încă rece afară. Acolo pe dealul ăla începe salcâmul și duce cam un kilometru pe deal. Avem și în partea aia, acolo mai avem puțin salcâm. Florii păr foarte bine, a scăpat, văd că n-a înghețat. Vom vedea salcâmul cum va fi anul ăsta. Doresc o zi bună la toată lumea. La revedere!